La data de 8 februarie, polițiștii din cadrul Poliției orașului Novaci și secția 9 de Poliție Rurală Novaci au depistat în trafic pe DN67 Bengești-Ocadia un bărbat de 50 de ani care conducea un autocamion ce tracta semiremorca în care se afla material lemnos. Din verificările efectuate de polițiști, au constatat că transportul de material lemnos nu a fost înregistrat în evidența SUMAL. În cauză a fost dispusă sancționarea contravențională a conducătorului auto cu amendă în valoare de 10.000 de lei, conform legii numărul 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și măsura complementară de confiscare a cantității de aproximativ 25 de metri cub de material lemnos, în valoare de aproximativ 5.000 de lei. Polițiști din cadrul Poliției orașului Novaci au depistat în trafic un bărbat în vârstă de 50 de ani care tracta o remorcă în care avea cantitatea de 25 de metri cub de material lemnos. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că întreaga cantitate de material lemnos nu fusese implementată în aplicația SUMAL. În cauză, polițiștii au luat măsura sancționării contravenționale cu suma de 10.000 de lei, conform legii 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice, și totodată a fost confiscată întreaga cantitate de 25 de metri cub de material lemnos în valoare de aproximativ 5.000 de lei.